activitatea zilnică, acasă, la școală sau la serviciu, folosim o multitudine de lucruri care, după un timp, ajung a fi deșeuri. Sunt considerate deșeuri acele materiale care nu mai pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create. Deșeurile produse de om prin activitățile gospodărești pe care le desfășoară zilnic se numesc deșeuri menajere. Tot deșeuri menajere sunt considerate și resturile care rezultă din activități comerciale sau industriale. Un mediu sănătos și curat presupune și colectarea selectivă a gunoiului menajer. Este foarte important să știm că, după ce am consumat un produs, ambalajul acestuia trebuie să fie depozitat în mod corect. Așa, el poate fi reciclat și astfel contribuim la protejarea mediului. Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă o modalitate ce permite reciclarea diferitelor tipuri de materiale: hârtie, carton, sticlă, aluminiu și alte metale neferoase, materiale organice. Pentru a colecta selectiv gunoiul menajer, se folosesc recipiente de culori diferite: galbene, verzi, albastre și maro. Recipientul galben este pentru plastic și metal. Așadar, în recipientul galben vom colecta ambalaje din plastic și metal, pungi din diverse tipuri de plastic, sticle de plastic pentru băuturi, bidoane de detergent sau alte produse chimice folosite în gospodărie, caserole, cutii de plastic, cutii metalice de conserve, doze din aluminiu pentru băuturi și obiecte de metal. Recipientul verde este pentru ambalajele din sticlă. În recipientele verzi se colectează ambalaje din sticlă de orice culoare: albă, maro, verde, respectiv sticle fără dop, borcane fără capac, flacoane de la produse cosmetice, precum și alte obiecte confecționate din sticlă, cum ar fi pahare, vaze, geamuri. Recipientul albastru este pentru deșeurile din hârtie și carton. Recipientele albastre se colectează ziare, reviste, cărți, hârtie și caiete folosite, ambalaje de hârtie și carton care nu au venit în contact cu produsele alimentare, cartoane de ouă, tuburi de la hârtia igienică și de la prosoapele de bucătărie. Recipientul maro este pentru deșeurile biodegradabile. În recipientul maro putem colecta resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine și cereale, zațul de cafea sau restul de ceai, coși de ouă, coși de nucă, cenușa de la sobă, rumeguș, fân și paie, resturi vegetale din curte, plantele de casă, bucăți de lemn mărunțite. Nu uitați, cu toții ne dorim un mediu înconjurător curat și frumos. Suntem responsabili să colectăm selectiv gunoiul. Mai mult decât atât, avem responsabilitatea de a îndemna și pe alții să o facă. Fiți responsabili! Iată ce vă propun. În acest scop, creați un grup, un afiș pe care să îl expuneți pe un culoar al școlii. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, fiți responsabili!